zi din convocare cu cele trei suplimentări propuse. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare, proces verbal al ședinței anterioare din 24 martie 2022, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Bun. Proces verbal al ședinței extraordinare din 31 martie 2022. Dacă sunt discuții, dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proces verbal al ședinței extraordinare din 5 aprilie 2022. Dacă sunt discuții, dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proces verbal al ședinței extraordinare din 7 aprilie 2022. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dau citire proiectului ordinii de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 din 14 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2021-2022. Aici avem un vot secret. Domnule secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 223/2021 s-a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2021-2022. Prin adresa înaintată, Clubul Sportiv Școlar Onești ne solicită schimbarea reprezentantului desemnat în persoana domnului Ciopan Sorin, deoarece acesta nu se mai poate prezenta la ședințele Consiliului de Administrație ale acestei unități de învățământ. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în formă prezentată. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, propuneri? Spuneți, vă rog. Grupul SRI Plus îmi propune pe doamna Botezatu Maria. Alte propuneri? Da, dacă nu mai sunt alte propuneri, se va vota în bloc hotărârea fără alte nominalizări. Я тогда покажу.
Bine, live-ul ăsta nu e, nu, ăsta nu redă pentru filmare. Votul valabil exprimat de 20, din care 19 pentru, 1 împotrivă și o abținere. O abținere, nu scuzați. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar veteranilor de război, văduvelor veteranilor și văduvelor de război, care domiciliază în municipiul Onești cu ocazia Zilei Veteranilor de Război pentru anul 2022. Inițiator Neghină Vibor Laurențiu, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta. Ziua Veteranilor de Război se servează anual pe data de 29 aprilie, dată stabilită din hotărârea de guvern în 1222/2007. Pentru a marca această zi, ca apreciere față de veteranii de război, văduvele veteranilor și văduvele de război, ce locuiesc în municipiul Onești, propunem acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei persoane. Față de cele menționate, propunem pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 2 a trecut în unanimitate. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 10 domeniului public și privat Onești, ESA, pe anul 2022. Inițiator, Neghină Vibor Laurențiu, primar. Dau cuvântul domnului secretar. 10 domeniul public și privat Onești, ESA, desfășoară activitatea în domeniile prestări servicii de salubritate stradală, administrare cimitirii, servicii de întreținere zone verzi, servicii zoo, servicii de reparare, întreținere străzi, în municipiul Onești, lumina public și altele. Pentru desfășurarea acestor activități este necesară întocmirea și aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli. Municipiul Onești are ca obiectiv alocarea sumelor pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activităților 10 domeniul public și privat Onești S.A., ținând cont de posibilitățile financiare și de prevederile legale în drept, motiv pentru care se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Eu am o întrebare. Aș vrea să-l întreb pe domnul director la capitolul 2, secțiunea D, alte cheltuieli de exploatare. Am văzut aici o sumă de 440-500.
Îmi puteți spune, vă rog, în ce se compune? Da. 430.000 reprezintă amortizare în mijloace fixe. Amortizarea este un element de cost. Face parte, este o cheltuială deductibilă, face parte din lunar din centralizatorul de producție. Finanțează programul investițional al SCDPP. După cum veți vedea și în programul de investiții, este coloană separată cu programul cu amortizarea, care va face parte din dezvoltarea companiei. Mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2023. Inițiator Meghină Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, se constată într-o anumită sumă de sau se constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume lei, precum și pe limitele amenzilor care fac obiectul bugetului local. Sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior. Pentru aceste sume trebuie aprobate prin hotărâre de Consiliul Local, se aplică în anul fiscal următor. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, rata de inflație pentru anul 2021 este de 5,1%. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu precizarea că există un amendament la acest proiect. Să dăm citire și amendamentului. Prezentați raportul comisiei. Vizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Domnul secretar. Amendamentul vizează mai mult o îndreptare a erorii materiale, pentru că la articolul 1 din proiectul de hotărâre, în mod greșit, s-a trecut sintagma anul 2022 în loc de sintagma 2023, cum corect este. Dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Strigă și nostozați. Să votăm și amendamentul. Proiectul atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul împreună cu amendamentul a trecut. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind acordarea distinției de cetățean de onoare al municipiului Onești, domnului Valentin George Anastasiu, post-mortem, inițiator Pașcu Apăvolo Elena, consilier local. Domnule secretar. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, potrivit codului administrativ, între care se numără și acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Onești, persoanelor fizice cu merite deosebite. Titlul, în consecință, nu presupune acordarea de drepturi materiale, acesta încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență, a unor fapte și performanțe notabile. Urmarea celor precizate prin proiectul de hotărâre, privind inițiativa unor foști salariați ai grupului industrial de Trotini Borzești, se propune acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem domnului inginer Valentin George Anastasiu, un pilon de bază al orașului nostru, cu contribuție majoră la dezvoltarea acestuia. Valentin Anastasiu a fost directorul general al combinatului de Trotini Borzești între anii 1975-1993, după care a condus nou înființată societate Carol de Stat până în martie 1999. Domnul Valentin Anastasiu deținea un doctorat, dar și numeroase brevete de invenție și inovație. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 3. Aviz favorabil.
Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, proiectul a trecut în unanimitate. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 2020 pentru aprobarea regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și proprietate privată ale unității administrativ-teritoriale. Inițiatori, Pașcu Apă Voroaia Elena, consilier local, și Bujor Dumitru Marcel, consilier local. Domnule secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 47 pe 2020 a fost aprobat regulamentul privind regimul juridic al dreptului de proprietate publică și al dreptului de proprietate privată al unității administrativ-teritoriale. În prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea anexei 5 la acest regulament și modificarea unor prevederi din cadrul regulamentului care să fie în concordanță cu aprobarea acestei anexe 5. Având în vedere aceste motive, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil cu majoritate. Înțeles. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. În unanimitate. Okay. Dacă nu sunt discuții, spuneți, vă rog. La acest proiect, grupul USR Plus nu va participa la vot. Și o să încerc să explic și de ce. De fiecare dată când a fost cât un proiect din acesta de vânzare, noi am fost împotriva, pentru că nu considerăm normal, din punctul nostru de vedere, ca și cum am zis, vinde de zestea orașului. Să ne cupă tărat de teren să vinde cu 100 de euro. Taxa de concesiune este 104 lei. Da? Asta înseamnă că toți acei care își cumpără terenul plătesc taxa de concesiune 5 ani în avans, după aceea nu au nicio obligație. Nici așa, componențial n-ar fi corect că nu să plătească toată viața și nu să fie scutit. Da? De aceea, plus că vă rog să, doamna consilier, vă rog să vă abțineți. Sau să fiți politicoasă. Am crezut că ați terminat. Ați făcut o pauză și am crezut că ați terminat. Mă rog, hai, spuneți. Eu n-aș ști din partea cui, de cine reprezentați dumneavoastră în Consiliul Local. Eu cred că reprezentați cetățenii acestui oraș. Deci toate proiectele pe care le facem trebuie să fie în avantajul cetățenilor. Și în momentul în care ne gândim să facem un proiect, dacă există temei de legalitate, ne gândim prima dată la oportunitatea acestuia. Oportunitatea o stabilim raportat la cetățenii acestui oraș. Asta e o chestiune pe care trebuia să o știți în momentul în care ați depus jurământul. Dacă veniți în acest moment și spuneți că lucrurile stau cu totul altfel, înseamnă că nu știți ce înseamnă calitatea de consilier local. Aici reprezentăm cetățenii acestui oraș și încercăm să-i ajutăm. Și la vânzarea, la această comisie sunt depuse destul de multe cereri, sunt o grămadă de persoane care își doresc să achiziționeze terenurile proprietate private de sub construcțiile pe care le-au făcut cu bună credință sau pe care le-au cumpărat de la constructorii de bună credință și cred că este un proiect care este oportun pentru cetățenii acestui oraș. Se poate, domnul președinte? Vă rog. Trecem peste jignirile care văd că v-au intrat în obicei. Comportamentul ăsta de licean nu prea vă prinde, că aveți totuși o vârstă, dar haideți să trecem în partea cealaltă. Din punct de vedere, dumneavoastră nu prea înțelegeți partea economică. Din punct de vedere economic, da, ar trebui toți cei care au concesiunea să plătească taxa. Nu reprezentați cetățenii orașului, reprezentați doar o anumită parte de acolo, pentru că din cei 30.000 de locuitori sau câți o mai fie în Orești, foarte puțin cumpără terenurile. Și ce nu înțelegeți, dar înțelegeți foarte bine că de asta sunteți inițiatoare, ba da, că altfel ați fi băgat, deci dacă ați fi fost de bună credință, făceați un singur proiect, băgați toți agenții economici din Onești un singur proiect, îl votam și toți își cumpărau spațiile. Faptul că la fiecare sau din
presărite din ședințele de Consiliu Local apare câte un proiect, mă face să cred altceva, că unii sunt mai norocoși așa. Deci nu cred că știți care este conținutul acestor proiecte odată ce veniți. Deci noi întâmplător până acum v-am arătat că știu conținutul și că n-am votat, spre noi n-am votat niciodată. Dar în primul rând, ca să dialogați, am avut bunul simț să vă ascult. Înțelegeți? Ori punem punct, ori învățați să vorbiți și în Consiliu și peste tot. Cred că la vârsta dumneavoastră nu mai trebuie să vă suportăm toate toarele astea. Da? Domnul președinte, îmi permiteți? Vă rog. Înainte, bă, e ok, începe să învățați. Mai greu, dar învățați. Înainte de a învăța eu să vorbesc, trebuie să învățați dumneavoastră să scrieți. Deci, m-am uitat pe postarea dumneavoastră și am văzut că vă place să scrieți. Mă bucur, să trecem la subiect. Deci, aceste proiecte... Spre deosebire de dumneavoastră, eu mi le scriu singur, chiar dacă cu greșeli, și am pus proiectul 6, nu așa. Vedeți? Asta înseamnă să ți le faci semn. Mai faci greșeli, de aia cei care muncesc mai și greșesc. Da, am văzut. Cred că e suficientă discuția, nu? O singură chestiune legată de aceste proiecte pe care le avem supuse aprobării Consiliului Local. Este vorba de faptul că comisia încearcă să găsească variante pentru a fi soluționate cererile care sunt depuse. Dar ce găsiți variante să păstrați banii aia în bugetul municipiului? De ce vreți neapărat să diminuați bugetul municipiului? Că asta nu înseamnă. La finalul acestei finalizării acestor vânzări, dacă vor fi oneștenii mulțumiți, vom vedea. Dacă vor fi nemulțumiți, vom vedea iarăși. Eu nu cred că dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu oportunitatea acestui proiect, nu veți vota, veți ieși din sală. E treaba dumneavoastră ce faceți. Consiliul Local, în majoritatea lui, dacă va fi de acord cu acest proiect, și oneștenii îl așteaptă, oneștenii vor să-și cumpere terenurile de sub construcțiile pe care le-au făcut. E o chestiune pe care eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam, pe o chestiune care este legală, este stabilită de legiuitor, avem condițiile extrem de precise și nu avem niciun fel de problemă la capitolul acesta. Nu înțeleg de ce atâta tam-tam pe un proiect în care sunt co-inițiator, nu? Că probabil altfel n-ar fi fost discuții, domnule Cimpăieșu. Ba da. Vă rog, domnul Bujor. Sunt co-inițiator la acest proiect și aș vrea să ridic o mică problemă. Înainte de a întocmi acest proiect, m-am documentat, m-am informat și de la alte poateuri, la alte primării, cu alți primari, chiar și la orașe mult mai mari ca al nostru, municipii mult mai mari, și acolo se vând terenurile de sub construcție. Fiecare societate, fiecare particular care și-a făcut un balcon, fiecare dorește și din fiecare oraș să-și cumpere terenul de sub balcon, de sub societate, de sub clădire și așa mai departe. Iar ca și oportunitate și primăria, pe termen scurt primăria câștigă. De ce? Va încasa acești bani pe vânzarea acestor terenuri. Avem certitudinea, sunt 100% că domnul primar, organizatorul de credite al UAT-ului, al primăriei, va folosi acești bani în interesul comunității oreștene. Nu știu, în timp, până la urmă, în toată țara se vor vinde aceste terenuri. Nu știu dacă peste 10 ani, peste 20 de ani, când domnul primar nu va mai fi primar, îi doresc să stea cât mai multe mandate, va veni un alt primar, va vinde și cine știe la ce va folosi bani. Eu am certitudinea că 100% acești bani vor fi folosit în favoarea oneștenilor și în favoarea oneștenilor. Mulțumesc! Alte discuții? Eu aș dori, dacă îmi permiteți. Vă rog. Un lucru foarte important. Dacă plătești concesiune, nu plătești impozit. După ce ai cumpărat terenul, vei plăti impozit pe teren și pe clădire. Atât am avut de zis. Mulțumesc! Ok. Asta, domnul președinte, dacă îmi permiteți, raportat la cunoștințele de natură economică ale unora dintre noi. Toată lumea este bine, nu cred că e ca să mai continuăm cu jignirile. Dar nu știu. Ați vrut că ți să spuneți ceva. Da, mă gândeam la ce a propus domnul Cimpăieșu, să se facă un proiect comun pentru toți cei care vor să cumpere, pentru că, într-adevăr, și la mine au venit câțiva proprietari de astfel de spații și așteaptă de ani de zile să-și cumpere acele spații și nu pot.
Permiteți-mi să intervin, domnul președinte, ca să spun. Păi da, da. Dar nu se poate face. Doamna Doilez, nu se poate face. Nu se poate face, pentru că sunt foarte multe cereri. Fiecare cereri, la fiecare cerere trebuie făcut raport de evaluare. Sunt o grămadă de două rapoarte de evaluare. Sunt o grămadă de lucruri care trebuie făcute și n-am putea veni în fața Consiliului Local cu 200 de proiecte sau cu un proiect în care să avem 200 de cereri. Le facem treptat. Domnul care mi-a spus, a spus că are tot și așteaptă totuși după 4 ani să-și cupe. Dar nu a fost lege. A bucătarea ca de trebuie, doamna Doilez. Atunci, dacă ar fi un proiect comun, că fiecare să-și poată cumpăra spațiu, bănuiesc că ar fi în avantajul tuturor, nu numai al unor. Nu asta se cerce. Da, dar se pierde avantajul care vine în Consiliu, cu gura mare, să nu învețe economia. Să-și cumpere un spațiu, dar să fie totuși. Îmi cer scuze, domnul Cipoi, și am uitat că sunteți atot știutor. Doamne, am întrebat să vă dau lecții. Dau cuvântul domnului secretar. Domnul președinte, vă scuzați cel mai bine. Deci, în regulamentul de organizare a Consiliului Local, președintele de ședințe acordă dreptul la, își pune părerea, dar la indicațiile președintelui, ca să nu transformăm ședințele în ceva de piață. Haideți ca să spun că s-a fost obiectiv să știți spun fiecare să fie la cuvânt când are permisiunea președintelui. Dau și cuvântul domnului secretar. Vreau să fac o precizare. Din punct de vedere juridic, vânzarea directă, cea pe care s-a mers până acum cu dreptul de preemisiune, nu se poate face decât individual și nu pe cealaltă vânzare prin licitație publică. Acolo chiar am avut azi o discuție cu colegii din primărie, probabil pe baza solicitărilor și a documentelor și a expertizelor urmează să fie o hotărâre cu o anexă, pentru că acolo oricum se va desfășura licitație publică și vor fi pe loturi, 1, 2, 3, 100, 1000, cât vor fi. Dar pe atribuire directă, cu drept de preemțiune, vânzarea se face individual, adică pe hotărâre individuală, pe fiecare solicitare. Ce rugăminte aș avea, domnul secretar, explicați un pic ce înseamnă modificarea proiectului de azi. Haideți că vă explic eu, că e simplu. Nu, era vorba de eliminat un contract. Era vorba de eliminat anexa numărul 5. Au fost consilieri care m-au întrebat să le explic, nefiind inițiator, n-am aprofundat. Anexa numărul 5, municipiul avea un draft de contract de vânzare-cumpărare, care se semna aici, iar ulterior se mergea la notar pentru semnarea contractului final. Apar diferențe între contractul pe care îl avem noi și contractul notarial și părea ca acest contract pe care această anexă 5 să fie inutilă. Adică am ușurat pentru că în momentul în care ajungi la notar, notarul îți spune de ce vii și cu acel contract în condițiile în care nu ai nevoie decât de hotărârea de Consiliu Local. Pentru că condițiile din contractul pe care îl face notarul sunt toate cele prevăzute de codul civil. N-avea sens să avem două contracte care să aibă clauze similare. În aceste condiții s-a renunțat la anexa 5. Lucrurile sunt mai simple acum la notarul public. Bun, vă mulțumim pentru precizări. Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Au fost 17 voturi. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobile terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin număr cadastral propriu, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Dăm citire proiectului. Imobilele ce fac obiectul proiectului de hotărâre pentru serviciile notariale specifice operațiunilor de alipire sunt situate în municipiul Onești și în localitatea Crași, în județul Bacăui, proprietatea municipiului Onești, identificate prin numere cadastrale individuale, în scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobililor, ce va deriva din alipirea terenurilor supra-menționate, este necesară să aproba serviciile notariale specifice. Prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobililor de unitate nouă a serviciilor de alipire, acesta îi se va atribui un număr cadastral unic prin care se va deschide o carte funciară nouă unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propun de aprobare proiectul notariat prezentat. Da, avem și amendamentul acest proiect. Dăm citire amendamentului.
Proiectul privind aprobarea efectuărilor serviciilor notariale de alocare a unor imobili se va completa astfel. Se va introduce aliniatul 2, prin care se aprobă alocarea a două suprafețe de teren de 10 metri pătrați, situate în municipiul Ionești, Bulevardul Republicii 58, cu număr cadastral 68208, și a unei suprafețe de 44 de metri pătrați, situate în municipiul Ionești, Bulevardul Republicii 58, stabilit număr cadastral 4373, 477, rezultând o suprafață totală măsurată de 54 de metri, cu categoria de folosit sector construcții. Potrivit planului de amplasament, este anexat la prezentul amendament. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați amendamentul și completarea proiectului de hotărâre. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și acum să votăm proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut majoritatea. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de evaluare a organizațiilor non-guvernamentale constituite în temeiul OG-ului numărul 26/2000, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietate publică sau privată a municipiului Ionești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Dau cuvântul domnului secretar. Ținem cont de modificările legislative intervenite în vederea aplicării prevederilor ordonanței Guvernului 26/2000, precum și ca urmare a unor modificări survenite în rândul autorităților deliberative ale municipiului Ionești, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurilor de evaluare a organizațiilor non-guvernamentale constituite în temeiul ordonanței mai sus menționate, în vederea scrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu alte destinații decât cea de locuință, proprietatea publică sau privată a municipiului Ionești, conform documentelor înaintate. Față de cele alertate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată, cu precizarea că va trebui să faceți trei nominalizări de consilier local care să facă parte din această comisie. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aveți părerea. Nu, nominalizează, dacă... Partidul Național Liberal îl nominalizează pe Mihai Dumitru. Partidul Social Democrat îl nominalizează pe domnul Sergiu Dăuș. Și USR. Și USR. USR Plus, doamna... Grupul PNL nu nominalizează. Mai spuneți-vă o dată PSD-ul, am înțeles? Domnul Seoș. Domnul Seoș. Mihai. Și Mihai. Și Mihai. În aceste condiții, fiind doar de nominalizări, se va vota tot iarăși în joc pentru împotrivă sau abținere. Thank you.
Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții din marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aderarea, darea în administrarea unor bunuri achiziționate prin proiectul Regio către Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar.
Reținem faptul că termenul de 5 ani a perioadei de implementare a proiectelor prin contractul de finanțare pentru programul operațional regional 2007-2013 pentru amenajarea cămin de vârf pentru persoane cămin pentru persoane vârstice în municipiul Ionești de Bacău a expirat în vederea transferării obiectelor de inventar și anunțat și hărțuiți achiziționate prin proiectul legiu, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu se trece la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere numărul 881 din 06-12-2018, încheiat între Municipiul Onești și Partidul Național Liberal, inițiator Bujor Dumitru Marcel, consilier local. Are cuvântul domnul secretar. Prin hotărârea anterioară, Consiliul Local a aprobat încheierea unui contract de închiriere cu Partidul Național Liberal Filiala Onești pentru o suprafață de 71,32 metri pătrați în imobilul din strada Poștei numărul 1 Onești. În cererea legislată la Primăria Municipiului Onești se solicită modificarea articolului 12 și articolul 13 din contractul de închiriere numărul 881/2018. Ca urmare a celor expuse, mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, spune domnul Marcin. Două cuvinte să explic necesitatea acestui proiect, conform legilor în vigoare, partidele politice au dreptul la spații de închiriat, care sunt ale primăriei. Contractele între spații, să spunem, a PSD-ului, de exemplu, care are, e făcut sub o altă formă, ăsta a Partidului Liberal a fost sub altă formă. Acolo trebuie făcute niște modificări, să se înlocuiască niște geamuri, iar primăria nu poate să facă, dacă nu ar fi să se modifice acest contract în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumim. Alte discuții? Luați de faptul că reprezentanții Partidului Național Liberal nu votează. Am înțeles. Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Cimpărișu se abține. Mă bă, nu să nu dea primăria bancară, este judecă. Trecem mai departe. Proiect numărul 12, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 248 din 21 decembrie 2020 privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Onești. Inițiatori, membrii Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor și Disciplinii, consilierii locali Pașcu, Apăvălă, Elena, Ane, Ileana, Bujor Dumitru Marcel, Dobrea, Costel, Antonache, Nicolae, Tudor. Domnule secretar. Având în vedere faptul că prin hotărârea Consiliului Local 248/2020 a fost actualizat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Onești, și luând în considerare necesitatea reglementării posibilității desfășurării ședințelor Consiliului Local extraordinare prin mijloace electronice în sistem online, audio-video, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local în formă prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Da, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Aș avea un amendament de făcut la articolul 3, că aliniatul 1 modifică articolul 39 din regulament și
aș vrea să, acum sună așa. În situația convocării de îndată, ședințele extraordinare ale Consiliului Local se pot desfășura prin mijloace electronice, sistemul online audio-video, cu respectarea procedurilor de vot prevăzute la articolul 42. Aș avea rugămintea ca articolul să sune astfel. În situația convocării de îndată, ședințele de îndată ale Consiliului Local se pot desfășura prin mijloace electronice, sistem online audio-video, cu respectarea procedurii de vot de la articolul 42. Astfel ca ședințele extraordinare și cele ordinare să se desfășoare în format fizic. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, în excepțiunea acestui articol, așa și se vor desfășura. Ședințele de îndată, ședințele extraordinare, tot cu ședințe extraordinare sau ședințele de îndată. În lecturarea articolului 39, doar ședințele de îndată, care sunt ședințe extraordinare, pot fi desfășurate cu mijloace electronice, nu și ședințele extraordinare simple. Da, formularea nu era foarte clară. Și e foarte clară, okay, din punctul meu de vedere. Deci vă mai mențineți amendamentul? Cum? Important era... Nu, deci doar ședințele de îndată se pot desfășura online. Așa trebuie să-i destul de greu. Ok, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Fără amendament. Fără amendament. Proiectul. Proiectul în sine. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Urmează proiectul numărul 13, care îl vom lăsa la sfârșit, probleme de interes local. Trecem la proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind completarea anexei de hotărâre numărul 4 din 16 ianuarie 2020 privind procedura de lucru în municipiul Omești pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpân, cu modificările ulterioare. Inițiator, Nedină Victor Laurențiu, primar. Dau cuvântul domnului secretar. Având în vedere necesitatea reglementării procedurii de ridicare autovehiculelor de pe domeniul public sau privat al unității administrative teritoriale, în situația lucrărilor de igienizare sau reparare a drumurilor publice și de refacere a marcajelor de circulație corespunzătoare, corroborat cu prevederile legale în vigoare în domeniu, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 4/2020, conform documentelor înaintate. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cultural-artistice de către municipiul Onești în anul 2022. Inițiator, Nechină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Pentru a diversifica modalitățile de educație muzicală a publicului oneștean și pentru a oferi un divertisment de calitate unui segment cât mai larg de populație, propunem desfășurarea unor evenimente culturale, artistice și sportive, cum ar fi recitalul îmbrăcării, concursul de șah Cupa Onești, Ziua Internațională a Copilului 1 iunie și marșul absolvenților, cu sumele specificate în documentația înaintată. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul la proiect a fost prezentat, raportul de specialitate la proiect a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Nu, nu. Având în vedere organizarea desfășurării marșului absolvenților în anul 2022, este nevoie de sumă de bani pentru premiere, șarfe și plachete și se va raporta la șefilor de promoție a unităților de învățământ liceal în cadrul municipiului Onești. Se solicită suplimentarea sumei cu 17.646 de la 31.170 lei cu TVA la 48.638 lei cu TVA. Ținând seama de cele menționate, prin prezentul amendament se propune modificarea literei D în cadrul articolului 1 la proiectul de hotărâre
Astfel, pentru mașcula absolvenților, suma de 48.630 lei cu TVA. În acest sens, se va modifica și suma totală în cazul proiectului. Domnul Zarzu. Da, după cum vedea un amendament legat de concursul de șap, propunem suplimentarea bugetului cu 3.000 de lei, în loc de 5.000 cât este propus, să ajungă la 8.000 de lei suma finală pe acest concurs de șap. Da, pot să intervin. Eu nu am nimic, absolut nimic împotrivă să mărim această sumă. Nu e niciun efort prea mare pentru primăria Onești. Doar un singur lucru vreau să-l aveți în vedere. Acest concurs de șac se adresează copiilor care se pregătesc, în cea mai mare parte, copiilor care se pregătesc cu instructorul care îl avem, care face voluntariat în cadrul bibliotecii. În oraș mai sunt cel puțin doi profesori care își caută cu greu bani pentru organizările de astfel de concursuri. Ar fi bine să ne gândim cum putem să-i ajutăm și pe ceilalți, că ar fi o ușoară discriminare între copiii care fac cursuri la un anumit profesor și cei care fac la alți profesori. La acest concurs pot participa și alți? Pot participa, dar cam fiecare profesor își organizează concursul. Trebuie anunțat și la ceilalți doi profesori sau la alți copii care, chiar dacă nu e la profesor de... Da, poate participe. Domnul Tenin, poate să participa. Da, în primul rând, aș vrea să precizez că solicitarea domnului profesor Palar de către noi, așa cum o facem fiecare an, privind organizarea Cupei Onești la șap, s-a făcut cu o sumă mult mai mică. Dânsul a propus la locul acordarea locului 1 o sumă de 100 de lei, locul 2 80 de lei, locul 3 60 de lei. Am discutat cu domnul primar, dânsul a propus majorarea de la 80 de lei la 150 de lei pentru locul 1 și așa mai departe, 100 de lei locul 2 și 50 de lei mențiune. De asemenea, promovarea concursului se face în toate școlile din Onești, pe pagina de Facebook, sunt invitați să participe toți elevii din experiența dumneavoastră, vin elevi de la profesori aici, mă interesează pe mine. Eu aveam unele suspeciuni că vin doar din cadrul... Dacă vin din tot orașul, nu e nicio treabă. Ar fi ideal să-i coptați și de ceilalți profesori, ca și... Iar nu știu, habar n-am. Din experiența anilor trecuți, durează mai bine de 6-7 ore, tocmai pentru că sunt foarte mulți... Perfect, atunci niciun fel de probleme. Dacă domnul director economic, nu mai văd aici... Așa, dacă găsiți soluție, nu am niciun fel de problemă. Nu știu, habar n-am cum să se poate. Consilier, propuneți majorarea cu 8.000? Nu, cu 3.000 de lei propunem majorarea, adică dublarea premiilor, cum ar veni. Pentru indemnizația acordată. Scăzi o sumă de 2.000? Da. 3.006. Nu știu, există posibilitate de majorarea sumei respective? Da, principiu, da. Și cu aprobare să se acorde, adică să se dubleze și premiile pentru locul 1, 2 și 3? Da, dublarea premiilor. Cursul de premii erau 3.000 de lei inițial. Premiile care le-ați gândit, din punctul de vedere, atât timp cât se mediatizează și vin la toți profesorii, n-am niciun fel de probleme. Eu aveam un pic, eram un pic nelămurit cu restricționarea sau cu neapărat oficială. Și pot veni copii și scrierea se face la noi. Perfect. Și ocuparea este a primării. Și pot veni copii chiar dacă nu ne dau un profesor rămân. Da, în cazul ăsta nu mai am nicio reținere. Eu aveam o ușoară reținere dacă fiecare profesor își organiza concursul lui și copiii erau cumva limitați în a participa la alte concursuri. În cazul ăsta, fără probleme. Vă permiteți, președinte, rugămintea noastră este la astfel de amendament decât să modificăm de sumă, pentru că în momentul de față noi avem un raport de specialitate Direcției Economice și Serviciul de Contabilitate pe sumele alocate de la un anumit capitol. Sigur, dacă domnul director confirmă aici că nu e nicio problemă, dacă capitolul respectiv, vorbim de o sumă totuși micuță, 3.000 de lei, dacă capitolul respectiv poate suporta, noi putem amenda acum acest, adică dumneavoastră, nu noi, dar sub rezerva, în măsura în care capitolul respectiv nu poate susține această sumă, nu știu, mult puțin. Domnul director a confirmat. Da. Atunci supun la vot amendamentul domnului Zarzu. A grupului PNL. A grupului PNL.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supun la vot proiectul împreună cu... amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supun la vot proiectul împreună cu ambele amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect numărul 16, proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2022, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin adresa înaintată, Școala Gimnazială Ghiță Mocanu solicită aprobarea prevederi bugetare pentru ridicarea cheltuielor cu hrană pentru copiii înscriși la creșă aflată în subordinea acestei unități de învățământ. Face mențiunea că sumele propuse a fi alocate pe această destinație vor fi suportate din taxa de hrană care va fi achitată de către părinți. Trebuie pentru care propune suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a unității de învățământ antepreșcolar menționate. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut, proiect numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 115 din 07 aprilie 2022, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru obiectivul de investiții înființare rețea distribuție gaze naturale în localitatea Slobozia și localitatea Borzești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Având în vedere necesitatea redepunerii și reîncărcării în platforma electronică a Ministerului Dezvoltării a tuturor datelor necesare pentru obiectivele de investiții, inclusiv cele încadrate în domeniul sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a raportului la sistemul de transport a gazelor naturale, se impune aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 115/2022. Față de cele menționate, vă rugăm să vă supunem și de aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnule primar, vă rog. Mulțumesc. Acest proiect, după cum bine știți, a fost depus pe data de 7 după ședința de Consiliu de îndată. Faptul că la doar 4 zile un reprezentant al Ministerului Dezvoltării ne-a căutat să ne atenționeze și să ne propune să modificăm această cerere de finanțare spune mult. Între timp au fost și weekendul, cineva s-a plecat și a studiat, nu a aruncat acest proiect într-un dosar, într-un sertar. Eu sunt foarte optimist că vom duce și la bun sfârșit și va primi și finanțare acest proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, a devizului general estimativ și a anexei privind cotele de cofinanțare și obiectivul de investiții, extindere rețele de distribuție gaze naturale în localitatea Slobozia și Borzești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Localitățile Slobozia și Borzești aparțin de municipiul Onești și nu au în acest moment dezvoltat o rețea de distribuție a gazelor naturale, utilitate de strictă necesitate în vederea asigurării unui trai decent. Proiectul are ca scop obținerea următorilor rezultate și efecte pozitive așteptate, îmbunătățirea confortului locuitorilor din aceste cartiere, impulsionarea investițiilor în locuințe în această zonă de creștere a numărului de locuințe, crearea unui mediu propice, înființării de noi afaceri în aceste cartiere, creșterea calității vieții.
Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea subiectului. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul a trecut unanimitate. Proiect numărul 13. 19. Avem și 19. Avem și 19, nu l-am trecut aici. Da, nu, nu, l-aveți la sfârșit. S-a fost pe zi. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2957 din 6/5/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Luând în considerare faptul că toate unitățile administrative teritoriale membri ADIS implicate în acest contract vor supune sau trebuie să supună spre aprobare propunerea de modificare a tarifului de precolectare, colectare și transport deșeuri municipale amestecate reciclabile de la populație, agenții economici și instituții publice din vădărirea de Consiliul Local, propune modificarea valorii tarifului de precolectare, colectare și transport deșeuri municipale în sensul diminuării acesteia de la suma de 1414,47 lei tonă fără TVA la suma de 994,86 lei tonă fără TVA. Face precizarea că tariful nou, de 994,86 lei tonă fără TVA, se va aplica pentru o cantitate de 6.300 tone an, cantitate de deșeuri reciclabile programată a fi colectată de către operator după încheierea actului adițional numărul 5. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în format prezentat. Dacă sunt discuții de urgență. Avizele comisiilor. Avizele comisiilor. Comisia 1 a avis favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea subiectului, proiectul va. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect numărul 13. Probleme de interes local diverse. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Aparatul de specialitate vis-a-vis de Casa de Cultură, care mă știți cu asta, mă tot înțeleg. Numai domnul Chiriac nu este aici, nu sunt de urmă. Ia stai domnul Chiriac atunci poate. Este în continuare în instanță, sunt două procese. Cel de evacuare este suspendat până se judecă cel de-al doilea proces, în care unul din capete de cerere a fost revendicarea Casei de Cultură și cel de-al doilea capete de cerere recuperarea tuturor sumelor de bani încasate pe teren construcție, inclusiv cele intrate în contabilitatea gestionarului din 2019, când ne-am înscris noi în cartea oficială până la zi. Deci așteptăm soluția de la instanță pe procesul de revendicare. Domnul director, din experiența dumneavoastră, ce șanse avem să câștigăm Casa de Cultură? Eu spun așa că în prima hotărâre judecătorească, în care Asociația Națională a Caselor de Cultură a atacat hotărârea de Consiliu prin care noi am declarat acel imobil de interes public local, o parte din argumentele revendicării care duceau la concluzia că asociația nu are niciun act juridic legal cu privire la proprietatea construcției și atunci instanța ne-a dat câștig de cauză nouă, a fost prejudecat acest litigiu. Noi avem nevoie doar de hotărârea judecătorească pentru că prima instanță n-a fost un litigiu despre revendicare, ci un litigiu pe contencios administrativ în care apăream o hotărâre de Consiliu. Întrebarea mea este ce șanse avem? Șansele sunt peste 95% ca acel imobil să obținem revendicarea și să rămână în proprietatea municipiului Onești, care astăzi, de altfel, e înscris în carte funciară, dar nu avem posesie.
Este fumat și un termen când sunt șanse să finalizeze acest lucru? Depinde doar de judecători și de termenele pe care le acordă instanții. Dacă s-ar judeca un termen rezonabil, au fost și 2 și 3 ani de acțiune de revendicare. Nu avem nici dreptul să intrăm. Avem poziția. Avem doar acte juridice, suntem proprietari. Și primar și mai aveați o anumită opoziție, acum era la Bunăștei. Dar hai, să nu vezi. Bun, vă mulțumesc dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu declar închise ședința de astăzi, vă mulțumesc, o zi bună.